Bună seara, sunt Căienar și să vă arăt cum a luat o colecție care urmează să fie degustată și ulterior altoită în funcție de cât de mult îmi plac soiurile. Fructele au parvenit prin domnul Petro Zdav, care a făcut o excursie la munte în zona Mușcelului și a făcut rost de aceste fructe. Vedem cum stau pe iarnă, vedem gustul. Haideți să vedem. Avem... Așa arată. Capul piscului maro, rezistență până luna mai. Următoarea. Capul piscului verde rezistă până în martie-aprilie. Vedem condițiile de beci, vedem ce avem. Următoarea. Motron de capul piscului rezistă până în decembrie. La cum arată în beci, probabil sfârșitul lunii decembrie. Vedem. O pară din producție proprie. Alexandrina, păstrare până când vom vedea. Deocamdată este ca piatra. Am avut numai câteva în pom de anul 1, proveniență pepiniera Ceaba. În altul, cap de pisică, păienarii de Mușcel. Asta e o pară frumoasă, mare, vedem cât și cum rezistă. Și o pară de toamnă care este spre coacere, am și gustat-o. Pară de toamnă, zona păienarii de Mușcel. Una dintre ele am avut trei, a fost mai coaptă puțin, absolut delicioasă. Untoasă, gustoasă, aromată, pe gustul meu. Vedem, vom încerca să le păstrăm la o distanță între ele să nu se atingă. Merg în beci, unde am umiditate și vedem. Dar, din ce observ aici, probabil că colecția se va îmbunătăți și va crește, colecția de soiuri. Mulțumesc frumos, Petre!